ciao și bine ați revenit la un nou videoclip! Așa cum v-am spus acum două săptămâni, am vrut să fac un Q&A, v-am întrebat ce curiozități aveți pe YouTube și mulți dintre voi mi-ați spus întrebări, așa că nu vreau să mai pierdem timpul și haideți să vedem ce vreți voi să știți despre mine. Prima întrebare vine de la Adriana Potter și îmi spune așa: care este cartea ta preferată de la John Green? Mai ca sentiment, The Fault in Our Stars, dar obiectiv mi-a plăcut mai mult Paper Towns. Autorul preferat? J.K. Rowling și ultima o să fie din Harry Potter, personajul care ți-a plăcut cel mai puțin și cel care ți-a plăcut cel mai mult. Cel mai mult Hermione și cel mai puțin nu știu dacă am. Nu. Adică îmi displace Voldemort, evident, dar îmi place că îmi displace. Îmi displace Lucius Malfoy, dar din nou îmi place că îmi displace. Nu știu. Dariana citește, mă întreabă, autorul preferat, genul de carte favorit? Fiction, dar ăsta, ficțiune, literary fiction, cred că îi zice în canoane, ca să zic așa. Genul ăsta, de povești normale despre oameni cât se poate de normal, nimic young adult fantasy, nu. Ce părere ai despre Harry Potter? Cartea mea preferată, ce altceva să mai zic. Cătălin Mercaș mă întreabă: cum crezi că reușește să citească un om care este bâlbâit? Crezi că citește la fel cum vorbește sau nu? Nu. Pentru că bâlbâiala, din câte știu, este o chestie de fonetică, I would say, și cititul este altceva. Din câte știu eu, sunt porțiuni din creier un pic diferite care se ocupă de cele două chestii. Dislexia este cu totul altceva, în schimb. Bibliomaniac zice așa: ce clasici recomanzi? Eu am zis mereu că Oscar Wilde este unul dintre clasicii mei preferați, Dickens mi-a plăcut când eram în liceu, Charlotte Bronte mi-a plăcut, dar eu am un videoclip cu clasici și o să-l las mai jos. Ce clasici nu ți-au plăcut? Jane Austen? Eu sincer nu știu dacă am reușit vreodată să termin o carte de Jane Austen până la capăt, să o duc până la capăt. Cam atât, cred, din ăștia clasici. Nu mi-a plăcut Moby Dick deloc și n-am reușit să o termin. Mai mulți. Autor contemporan, fie YA, fie nu, care îmi plac, bănuiesc. Mulți, nu știu, Eric Emanuel Schmidt, Julian Barnes, J.K. Rowling, Gillian Flynn, mai nou Paula Hawkins a intrat în lista asta, Lyosa, Murakami, mulți. Asculți muzica atunci când citești? Nu. S-a schimbat ceva cu tine de când ai apucat de BookTube? Da, multe, foarte multe. În primul rând că sunt mult mai încrezătoare și mi-e mult mai ușor să vorbesc. În al doilea rând am descoperit niște cărți incredibile datorită vouă. Voi mi-ați recomandat niște cărți fabuloase. Am cunoscut oameni extraordinari, vorbesc de toți ăștia care fac YouTube la rândul lor. V-am descoperit pe voi și poate nu ne cunoaștem personal, dar eu simt că v-aș cunoaște. Oportunități foarte multe, traducerile au venit și cred că dacă nu ar fi fost YouTube-ul, nu ar fi venit. Multe. Interviuri cu autori, interviu cu Ruta, extraordinar de multe. Deci, mulțumesc! Mă grăbesc atât de mult pentru că sunt multe întrebări și vreau să apucăm să trecem prin toate, deci, na. Mary Jane, câți ani ai? 26. Ce înălțime ai? 1,60. Actorul și actrița preferați? Actor Tom Hanks, actriță Jennifer Lawrence, cred. Ai vreun câine sau pisică? Da, am un motan pe nume Toulouse, dar locuiește cu ai mei în momentul de față. Ioana H. îmi zice așa: ce cărți au marcat existența? Harry Potter, pentru că mi-a marcat toată copilăria, Levels of Life de Julian Barnes, care m-a terminat cu totul din toate punctele de vedere, Peripile Vântului mi-a plăcut extraordinar de mult și este cartea care m-a reintrodus în citit după ce am avut eu așa un hiat, Eliade, din nou a fost acolo exact când a trebuit, cu toate cărțile lui de ficțiune, multe și frumoase. Poate o să fac un clip cu astea complet mind-blowing. Cu ce personaje te identifici? Nu știu, mi se pare că e un răspuns pe care l-am tot dat și poate ar trebui să-mi revizuiesc răspunsul. Este Jasmine, din anul în care te-am întâlnit, de Cecilia Ahern. Doar pentru faptul că este foarte workaholică și că este într-o perioadă din viața ei în care își dă seama exact de direcția în care vrea să o ia. Și în momentul ăsta eu simt că mă regăsesc în ea. Poate peste un an, sper, ca peste un an lucrurile să fie un pic diferite. Dana Oțet, cred, mă întreabă: aș vrea să-mi citesc Murakami, ce îmi recomanzi?
1.84, sincer, pentru că mi se pare că este un pic mai action-packed și deși este o trilogie, nu se axează atât de mult pe stilul ăla caracteristic lui Murakami și cumva nu este trecerea atât de directă, atât de bruscă, ca să zic așa. E o combinație între stilul ăla foarte frumos și poetic, în care nu se întâmplă foarte multe, cu acțiune și mi se pare un început bun. Cum merge cu traducerea cărții de care ne ziceam? Este vorba despre The One Memory of Flora Banks și merge binișor. Sunt pe la pagina 80 ceva, 90, cam așa. În momentul în care voi vedeți asta, sigur voi mai fi tradus vreo 30-40 de pagini, deci dacă editura e picat să uită, do not freak out, e ok, sunt în grafic. Christian and Books zice așa: aș vrea să mă apuc să citesc în engleză, ai putea să-mi recomanzi o carte mai pentru începători? Mă, depinde cât de începător ești, pentru că dacă nivelul tău de engleză este totuși unul ok, dar nu ești obișnuit să citești în engleză, aș recomanda cam tot ce înseamnă young adult sau contemporary, dacă nu mai ai vârsta de young adult. Dacă, în schimb, nivelul tău de engleză nu este atât de bun, eu recomand mereu lucrurile cu care am început eu să citesc, și anume acele graded readers, textele simplificate, care practic sunt repovestiri ale unor cărți clasice în variante mult mai scurte. Se găsesc peste tot, se găsesc și la Ocean, am impresia. Eu așa am început să citesc în engleză. Am citit Dracula, am citit Omul cu masca de fier, așa. Nu știu, mie mi se pare o idee foarte bună și dacă nivelul de engleză încă nu este acolo unde ar trebui să fie, e un început foarte bun. Ești o cititoare. Când o să apară cartea tradusă de tine la editura Epica? Păi mai devreme vorbeam cu cineva de la Epica și mi zicea că astăzi termină de editat, așa că sper eu că de curând. Ești o cititoare sezonieră, adică citești cu tematica Crăciunului în acea perioadă sau îți place să le combini? Îmi place să le combin în sensul în care nu citesc doar cărți de Crăciun în perioada Crăciunului, dar nu citesc cărți de Crăciun în miez de vară, dacă are sens. Nu știu, sper. Andreea Stanciu? Ce-am făcut? Andreea Stanciu mă întreabă: ce carte traduci pentru Epica, The One Memory of Flora Banks, unde lucrezi, în mai multe locuri, la facultate, am niște ore la British, am alte ore, mă rog. Ai iubit? Un răspuns de lingvist? Da, foarte mult. Ai animale? Da, pe Toulouse. Ce îți place să mănânci când citești? Nu prea mănânc când citesc. Jessica Jidoi, care este animalul tău preferat? Toulouse, se pune? Câte cărți ai citit până acum vara asta? Vreo 5 sau 6, cred. Ai o carte despre care poți să spui că te-a marcat? Da, am răspuns mai devreme, nu știu, în ultima vreme cu siguranță Levels of Life de Barnes. Care este librăria ta preferată, fizică și online? Mă, fizică nu mai am. Adică, ok, Cărturești arată foarte bine și îmi place foarte mult, dar mi se pare pur și simplu lanț și mă enervează ideea asta. Îmi plăcea Anthony Frost extraordinar de mult, dar păcat că s-a închis. Și în ceea ce privește librăriile online, Ocean, probabil, și a zice că Amazon. Și apropo la astea fizice, mai îmi place să merg în Antic Ex Libris, dar nu mereu găsești chestii foarte mișto acolo. Dar e prietenă cu cărțile, când o să traduci The One Memory of Flora Banks, I'm working on it. Calm. Ce carte citești momentan? Tocmai am terminat Challenger Deep și urmează să mă apuc de ceva, vedem imediat de ce. Și care este booktuberul tău preferat? Din afară, Books and Quills, Sona de la Books and Quills și Jean de la Jean Bookish Thoughts. Și de la noi, nu am un booktuber preferat, pentru că, na, eu am prietenii ca lumea cu oamenii ăștia, dar v-am mai zis eu, nu știu, sufletul meu pereche în materie de cărți este cu siguranță Daniel, pe Alina o admir extraordinar de mult, Diana este unul dintre cei mai frumoși oameni pe care am văzut vreodată, fetele de la The Hereabouts sunt minunate, Cristina este super curajoasă, Adela este din nou un om foarte mișto, nu știu, sunt mulți. Dar dacă mă puneți neapărat să aleg unul, Daniel este love of my life din punct de vedere al cărților. Sorina mă întreabă: care este cartea ta preferată din cele ale literaturii universale clasice, The Picture of Dorian Gray? Ce carte consider că te-a schimbat și a avut un impact asupra ta? Ce profil ai absolvit în liceu? Real, cu intensiv mate și uitați-vă la mine acum. The Woods Win mă întreabă: te-ai îndrăgostit vreodată de un personaj masculin dintr-o carte? Dacă da, de cine?
M-am îndrăgostit, îndrăgostit nu știu, dar mi-a plăcut foarte mult de Pita din Game of Thrones, auzi, din The Hunger Games. Alexa Moyoshiu, sorry, care sunt cărțile tale preferate? Harry Potter, cu siguranță, Lolita este acolo sus, nu știu, cam astea sunt alea la care mă duc mereu. Și nu știu, mi-au plăcut foarte mult cărțile lui Schmidt, cărțile lui Murakami, de-astea. Andrei Lela, dacă vreau să încep cu Shakespeare, cu ce trebuie să încep? Fai de capul meu, nu știu. O comedie, zice, mai degrabă. The Merchant of Venice, cred. Cred, aia cred că e foarte mișto de început. Și ce carte are acesta mai ușurică în engleză? Mă, Shakespeare e nasol. Deci Shakespeare nu e ușor ca engleză. Ce recomand eu și ce le zic mereu studenților mei și nu numai eu, dar toată lumea de la noi din facultate, zice, stați așa, astea. Edițiile astea, de la Oxford, sunt mai scumpuțe, ce-i drept, dar dacă reușiți să puneți mâna pe ele, sunt foarte bune pentru că au aici explicațiile, în partea de jos. Practic, sunt o traducere a piesei. Deci, sunt foarte, foarte utile. Ca nivel de engleză, sunt e nașpa rău în sine. Ce pasiuni mai ai în afară de citit? Îmi place foarte mult să fac sport mai nou, îmi place să fac prăjituri, îmi place să mă plim foarte mult, să călătoresc, de-astea. With love, a big fan. Oh, love you too. Andreea Suzanu, ai citit cărțile Everything, Everything? Nu. Casa de Chihlimbar? Nu. Deci nu știu ce părere am despre ele și vreau să citesc Everything, Everything. Poți recomanda câteva ficțiuni istorice, dacă da, care, dacă ai citit, mă întreabă Andra Ștefania. Am făcut un clip întreg despre ficțiuni istorice și o să las link-ul mai jos. Ruta Sepetis, clar, ea este my go-to author. Scufundat în cărți, de la câți ani citești? De la vreo 6, zice, de când citesc toți copiii. Care e cartea ta favorită? Câte cărți ai aproximativ în bibliotecă? Chiar nu știu. Câteva sute, zice, nu multe. Dacă vreți să vedeți un om cu foarte multe cărți, mergeți fie la Adela, fie la Daniel. Ei sunt așa ceva. Isabela Becheanu, dacă ai fi obligată să citești cărți de la doar 3 autori toată viața, care ar fi aceia și de ce? J.K. Rowling, Murakami și Barnes. Da. Ăștia 3. Care este personajul în care te-ai regăsit cel mai mult? Ai mai citit cărți romantice pe lângă Înainte să te cunosc? Dacă da, de la ce autori? Cecilia Ahern, mai scrie cărți romantice. Am mai citit așa ciclituri în liceu. Am citit aproape tot ce avea Polirom în colecția Ciclit. Am mai citit, nu știu, dar nu vine acum nimic în minte. Ce mă enervează. Ce mă enervează. Oribil. Dacă vreți să fac un clip cu cărți romantice, pentru că asta încă nu am făcut, spuneți-mi în comentarii. Dacă ai fi obligată să te lași de YouTube, ce ai face? Mă, aș face ce fac în continuare. Mi-aș vedea de viață, mi-aș vedea de ce fac eu profesional și acum. Sper să nu se întâmple asta, pentru că YouTube-ul mi-a oferit niște oportunități foarte mișto. Nu vreau să mă las de YouTube în viitorul prea apropiat, dar aș avea ce să fac, din fericire, cred. Cum reușești să-ți faci timp de citit în timpul examenelor? Mă, problema e că în timpul examenelor mi se pare că am cel mai mult chef de citit, pentru că am nevoie de relaxare mult mai mult decât de obicei. Cum îmi fac timp? Îmi aloc, nu știu, de exemplu, vreau să fac o pauză de la învățat, ok, îmi aloc jumătate de oră și atunci citesc. Dar uitați cum a fost acum cu ultimul examen pe care l-am avut. Nu am citit mai deloc în perioada asta, deși atunci aveam nevoie cel mai mult. Și în schimb, în acele pauze pe care mă normal le foloseam pentru citit, mai degrabă am început să am power naps, puiuri din alea de somn foarte scurte, de câte 20-30 de minute, după care mă sculam și intram direct din nou în pâine și o am de la capăt, mai învățam 5 ore, mai dormeam jumătate de oră, iar mă sculam, mai beam o cafea, haos. Ștefania Cojocaru mă întreabă, când o să citești Îți voi dărui soarele? Cândva, vara asta, sper. Care a fost prima ta carte citită și la ce vârstă? Mai, nu știu. V-am mai zis eu de câteva ori de colecția de la Rau pentru copii. Și atunci aveam vreo 7 ani. Primele cărți au fost seria Narnia, au fost 101 dalmațieni, Indianul din dulap, Mary Poppins, Peter Pan, de-astea. Cărți.
Și în rest ai mei tot luau cărțițele din alea mici, 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 cu cranți și tot felul de nebunii. Ce cărțișor de citit în engleză recomanzi? Așa cum am zis, Contemporary foarte mult, Rainbow Rowell are un stil foarte mișto, sau astea foarte alerte, care cumva să nu vă facă să vă cramponați în limbaj, ci mai degrabă să mergeți foarte repede cu acțiunea. Cred că asta ar fi ce mai bine. Ok. Andrei mă mai întreabă dacă ascult pop, Selena Gomez, Miley, Justin... Ștefania Păchitanu, ești fan Harry Potter, cea mai mare. Care este cartea ta preferată, mai sus menționată? Girl on the Train sau Into the Water? Girl on the Train. Daniel Oprescu, care sunt melodiile tale preferate? Formația mea preferată este Depeche Mode și In Your Room este melodia mea preferată. Care este o carte care te-a marcat, care te-a făcut să schimbi cu adevărat, în afară de Niveluri de Viață, de amen. Lolita, cred. Da, pentru că în Lolita mereu descoper altceva și descoper multe, multe chestii și despre mine și despre personajul ăsta, în afară de Niveluri de Viață, auzi la el. Care este prăjitura ta preferată, cheesecake-ul? Care este clasicul tău preferat? Cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut Oscar Wilde, dar nu am citit atât de mult de la el. Dickens, de la Dickens am citit mai mult și cel mai și cel mai mult am citit de la Shakespeare. Sper că lumea îl consideră un clasic totuși, adică sper să nu fie prea de demult. Ai vreo metaforă citat care îți place în mod special și pe care vrea ca tot să o știe? Da, citatul meu preferat este din The Perks of Being a Wallflower, de Chbosky, și este And in this moment I swear we are infinite, care mi se pare cel mai frumos lucru și cea mai frumoasă deviză a unui om în viață. Mi se pare absolut perfect. Nicoleta Bragă mă întreabă dacă am citit Elantris. Nu, I'm sorry. Vis de tine mă întreabă dacă cineva te-a rugat să scrii o carte cu încă o altă persoană, ai face-o? Nu, pentru că nu vreau neapărat să scriu. Însă mi-ar plăcea extraordinar de mult să fac o campanie de promovare pentru o carte. Și de-abia aștept ca Daniel să-și termine cartea ca să pot naiba să-i promovez și eu ce scrie băiatul acolo. Andrei Ungureanu, ai citit toate cărțile din spatele tău? Ce seriale urmărești? Acum nu prea mai urmăresc nimic, dar trebuie neapărat să mă pun la punct cu Survivor, cu Suits. Vreau neapărat să văd The Handmaid's Tale. Aș mai încerca să mai văd Orange is the New Black, deși la un moment dat m-a cam pierdut. Na. Mă mir că citești față de alt tineri, eu nu prea mai văd adolescenți care mai citesc, i-am răspuns și lui atunci. Din păcate, adolescența a trecut de ceva vreme și peste mine. Radu Alin. Ce crezi bune știi care să aibă întâlniri și convorbiri la ceai, cafenele, acțiunea se întâmplă sistematic într-o cafenea ori într-o bibliotecă? Acțiunea care se întâmplă într-o bibliotecă Dewey, de Vicky Myron, apărută la Humanitas, însă mai mult cu partea asta de conversație am un film, Coffee and Cigarettes, care mie mi l-a plăcut extraordinar de mult și care cred că v-ar plăcea și vouă. Da, cam asta. Mai mult un film aici, sincer, decât o carte. Ana Maria Stapo, ce cărți clasice recomanzi? Măi, ce vreți toți cu clasici? Nu pot să cred. Ai putea să recomanzi câteva cărți optimiste sau amuzante? Magazinul de sinucideri, sincer, mie personal mi se pare una dintre cele mai amuzante cărți pe care le-am citit vreodată. Honestly, I loved it. E apărută la noi la editura All și e scrisă de Jean Tulle, nu știu cum se pronunță. Ai top 3 cărți care te-au dezamăgit? Nu știu dacă trei cărți care m-au dezamăgit înseamnă că aveam așteptări să-mi placă. Aici nu știu, în afară de Panica recent. Nu știu, dar cărți care mi-au displăcut profund sunt 50 Shades of Grey, Mincinoșii de E. Lockhart. Uite, asta e o dezamăgire, pentru că mă așteptam să-mi placă și mi-a displăcut profund. Mă mai gândesc și revin. Ce părere ai despre autorii români? Foarte bună, mai nou, de când am început să citesc autorul român, am o părere foarte bună despre ei și părerea despre atât de preconcepute. Și, sincer, în ultima vreme am dat de autori români care se ridică mult peste nivelul multor autori din afară. Și cel la care mă gândesc acum este Radu Găvan, care este desăvârșit din toate punctele de vedere. Care operă studiată în liceu ți-a plăcut cel mai mult? Patului Procus. N-a fost studiată în liceu neapărat, dar eu am făcut-o pentru BAC. Cel mai puțin, Eminescu. Nu-mi place poezia, nu pot cu poezia, nu pot.
Dacă ar fi să scriu o carte cu publică te adresa și care ar fi tema abordată, nu știu, că nu vreau să scriu o carte. Dacă ar trebui neapărat, dacă mi-ar pune cineva pistolul la tâmplă, probabil fi o chestie asta super filozofică, mai peste mulți ani, sau dacă nu o carte de copii. Anastasia Inache mă întreabă, dar înainte să mă întrebe Anastasia, vreau să, nu știu, să mulțumesc pentru că mereu îmi comentezi atât de mișto și sunteți atât de mulți care mereu îmi comentați și tu și Andrei și, nu știu, mulțumesc, brilliant. Ce cărți stau emoționat? Vai de capul meu. Me Before You, am plâns la Me Before You, mi-a plăcut foarte mult, nu știu, am plâns la cărți. Ce urmărești atunci când faci recenzii? Să vă conving în mod subiectiv de cărțile alea, nu vreau să vă dau neapărat un plot analysis foarte, foarte bun, vreau pur și simplu să vă spun de ce mi-a plăcut mie cartea respectivă și în mod subiectiv voi să vreți să mergeți să o citiți. Dacă vă încredeți în gusturile mele, atunci cumva să vă conving și pe voi. Nu caut în niciun fel rezumate neapărat sau nu caut, v-am zis, o analiză super, super elaborată, ci pur și simplu să fiu eu mulțumită de părerile pe care le-am împărtășit cu voi și pe voi, cumva, subiectiv, să vă fac să vreți să citiți. Ce-ți place la procesul de traducere? Mi se pare că e foarte natural, dar asta la The One Memory of Flora Banks, de-abia aștept să vă vorbesc despre ea în detaliu, mi se pare atât de tehnică această traducere și îmi place aia disperare. Mi se pare un pic matematică, nu știu cum să explic. V-am zis, de-abia aștept să vă vorbesc despre ea, pentru că este o carte care, unu, mi-a plăcut foarte mult și, doi, este extraordinar de mișto de tradus. Îmi place la disperarea. Crezi că cititul ne poate ajuta în relațiile cu ceilalți oameni? Te-a ajutat cititul în direcția asta? Dacă da, ce cărți? Da, cu siguranță, cititul oricum ne face mai empatici și dacă vă uitați la ultimul clip, am vorbit eu tocmai despre acele cărți care ne dau pretextul să vorbim despre lucruri foarte importante și din punctul ăsta de vedere cititul este vital, din punctul meu de vedere. Ce filmulețe diferite îți doresc să mai faci pe canalul de BookTube? Nu știu, mă tot gândeam la un moment dat să fac niște chestii așa mai artistice, să filmez mai într-un fel mai special. Dar nu știu, îmi trebuie cineva care să mă ajute cu filmatul și îmi trebuie timp să fac toate chestiile astea, nu știu. Dacă aveți voi idei de clipuri, băgați. Ok, și multe, multe laude, v-am zis, nu știu, sunteți și voi absolut extraordinari. Anda Nicoară, care sunt top 3 cărți preferate? Harry Potter, Lolita și hai să-l punem pe Barnes, pe loc 3, hai să-l punem. Top 3 autori preferați? J.K. Rowling, Murakami și Erika Manuel Schmidt și Barnes. Câte cărți deții în bibliotecă? Multuțe. Ce gen de cărți nu ai mai încercat? Nu am citit multă literatură erotică, mai deloc. Murakami are niște părți erotice, dar nu este în sine literatură erotică. Nu am încercat sci-fi deloc, 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 deloc. Prin urmare, mai sunt multe lucruri de încercat. A citit Harry Potter cu ocazia lansării primului volum de 20 de ani? Nu, pentru că am recitit HP-urile în iarnă. A citit sau plănuiesc să citești o carte scrisă de Cassandra Clare? Mara Mara, ce carte ai putea să citești la nesfârșit fără să te saturi? HP-urile, evident. Ce autor nu-ți place deloc, dar îți place o carte de la el? Mamă, cum e asta? Autor care în sine să nu-mi placă, dar să-mi placă o carte? Habar n-am. Nu știu... Gata, știu. Coelho nu-mi place de nicio culoare, mai puțin la râul Piedra am șezut și am plâns, cred chiar nu-mi plăcut mult. Și tot ea mă întreabă despre Harry Potter, ce personaj care a murit ai vrea să nu fi murit? Come on, nu pot să fac asta. Nu pot să dau spoilere despre Harry Potter, nu știu. Dă-mi un mesaj pe Facebook și o să-ți răspund. Care e cartea ta preferată? HP și top 5 personaje... care e cartea preferată din serie? Ordinul Phoenix. Da, cred că asta. Top 5 personaje preferate? Hermione, Ron, doamna Weasley, îmi place super mult, McGonagall, îmi place ea foarte mult, Dumbledore e cu dus și întors, nu știu, am așa rezerve în privința lui, îmi place foarte mult, dar mi se pare și foarte nașpa, Snape, extraordinar, și Malfoy, îmi place de Malfoy, e rău, îmi place.
Bun, asta au fost întrebările. Habar n-am dacă această cameră încă mai filmează. Eu sper că da, că dacă nu va trebui să o luăm de la capăt. Dacă v-a plăcut clipul, thumbs up și dacă mai aveți întrebări acum punctuale pentru mine, lăsați-le în comentarii și o să răspund acolo. Noi ne vedem săptămâna viitoare, nu știm încă cu ce, vom vedea. Dar până atunci știți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai știți. Bye!